Mai bine să mori în picioare decât să trăiești în genunchi. Setea spiritului este mult mai puternică decât setea materiei. Am venit pe lume să transformăm destinul în libertate. Asta este și crezul invitaților mei special de astăzi. Individual, sunt deosebiți, împreună însă sunt unici. Un singur trup, un singur spirit, o singură inimă. Astăzi, așadar, la emisiunea Spirit Sportiv, alături de noi, în studioul Cromtel, îi avem în fața dumneavoastră, dragi telespectatori, două valori. Sensei în stânga mea, Sensei Tanaka, Luigi George Coroamă și alături de el, Sensei Sergiu Coroamă. Dincolo de asta, sunt frații Coroamă și mai presus de toate, sunt așa cum îmi place mie să le spun, sunt ultimii samurai. Osu Sensei. Os. Este o onoare, este o onoare pentru mine și în același timp sunt împlinit. De ce? Pentru că de-a lungul emisiunilor mele am avut invitați aici un campion olimpic, participanți la una sau două ediții ale Jocurilor Olimpice de iarnă, la campionate mondiale, la campionate europene, profesori emeriți, sportivi în mare vogă, chiar și pe tatăl meu, dar nu, mai lipsea ceva. O parte din acel ceva este astăzi aici. Pentru că alături de mine este cineva, ceea ce pentru generația mea, vârsta mea, înainte și chiar după Revoluție, a reprezentat un model a cărui nume era și este rostit întotdeauna cu respect și admirație, Sensei Luigi Coroamă. Sergiu era cunoscut atunci ca și fratele cel mic al lui Luigi. Însă, astăzi, respectând zicala, și anume, cel din a cărui sânge curge sângele ca și al lui Luigi, campion devine, Sergiu a devenit și el la rândul lui Sensei, iar împreună formează o familie, familia Coroamă. Vă mulțumesc și sunt onorat de prezența dumneavoastră în studioul Cromtel. Vă mulțumim. Mulțumim pentru invitație. În primul rând, asta am vrut și eu să spun. Mulțumim mult pentru invitația dumneavoastră, în ceea ce privește artele marțiale și vorbele bune pe care le-ați rostit despre noi. Suntem onorați la rândul nostru ca să facem parte din emisiunea dumneavoastră. Am spus arte marțiale, Sensei. Aș vrea o istorioară. Aveți dumneavoastră o poveste de viață? O să putem începe cu începuturile. Ha? Deci, povestea începe în anul 1984, în aprilie mai precis. Cred că știu și data, s-a întâmplat pe data de 11 aprilie. Când am început să practic karate-do, sub comanda primului meu sensei și prieten Constantin Schipor. Un om pentru mine care rămâne un model în multe privințe. Și aș spune, timpurile nostalgice de atunci mi le reamintesc tot timpul cu mare plăcere. E un suport psihic. Înainte de o competiție sau ceva, atunci ai nevoie de o motivație, ai nevoie de un cadru spiritual care să te angreneze înspre a câștiga. Și chestia asta pe mine mă ajută extrem de mult. Pentru că a dat foarte mult, era un tip cu o filozofie remarcabilă în privința artelor marțiale și am rămas la ora actuală extrem de bun prieten. Eu la ora actuală îl consider așa pe plan spiritual tot un sensei de-a meu. Da. A spus 1984. În 1984 am început să facem antrenament împreună eu cu câțiva colegi de-a mei și prieteni buni, Florin Rădăcină, Traian Breabăn, Uculo Haza. Am început tot să practicăm sub comanda lui sensei Constantin Schipor artele marțiale. Pe vremea respectivă era o leacă mai dificil, așa, datorită faptului că nu erau prea bine văzute de către regimul care era la putere, regimul comunist. Nu? Trebuia să te ascunzi, trebuia să practici cu luminile stinse chiar de multe ori. Un mare suport l-am avut și cu ocazia asta îi mulțumesc. Un mare suport l-am avut și prin prisma domnului profesor Crețu de la Liceul Eudoxu Hormuzache, care ne-a sprijinit extrem de mult în perioada respectivă cu sala, fără să pună prea multe întrebări. Era chiar, să spunem, de admirat chestia asta la dumnealui, pentru că știa că noi practicăm arte marțiale, știa și interdicția pe care organele respective la putere
o dasere în privința practicii artelor marțiale, totuși închidea ochii, risca, să spunem așa, ca să ne poată facă nouă, să ne facă nouă plăcere. Îi mulțumesc foarte mult domnul profesor Ioan Crețu, un om deosebit. Apoi, lucrurile erau la început în general în privința artelor marțiale în țară. Erau centre care erau mai de prestigiu, care aveau ceva ani în spate cu practica artelor marțiale, cum ar fi Timișoara sau Brașovul sau Bucureștiu. Noi, începând pe varianta Timișoarei, să participăm la stagii chiar, înainte de Revoluție, deci, înainte de 89, era o chestie mare. Îl văzusem pe maestru Ilia Iorga, un maestru renumit în toată lumea, la ora actuală e Soche, e 10 de ani, și pentru noi reprezenta extrem de mult, era un contact în primul rând și cu Occidentul. Bine, noi eram privați atunci, în perioada respectivă, de contacte cu lumea exterioară și așa, dar pentru noi asta reprezenta o chestie extrem de prolifică. Și în privința noastră avea, bineînțeles, ce învăța, de ce progresa mai departe, ce face. Vă motiva? Da, da, absolut. Și să ajungem ușor spre, până la 1990, până la Revoluție? Deci până la Revoluție am rămas grupați toți, să spunem așa, au fost clubul pe care îl aveam, care era practic făcut de Sensei Costel Schipor. După Revoluție, după anii 90, eu am început să practic full contact karate. Pentru că asta pe mine m-a atras foarte tare. Traian Breabăn la fel. Aș spune că este un extrem pion, să zicem, un pion extrem de reprezentativ aici pentru noi în Bucovina. Pentru titlurile. E și primul titlu de campion mondial pe care l-a adus domnia lui în 1995. În America. Un ambasador al Bucovinei. Da, da. Traian Breamon, un tip extrem de bun, cu care m-am antrenat cu mare plăcere. Era partenerul meu tot timpul. Spuneam pentru că la Revoluție era mic, clasa 5-a, erați grupa care era coordonată de către noastră și de către colegii noastre și toată grupa îmbrăcați în kimonuri, în picioarele goale, pe la orășelul copiilor alergau. Era o stare de spirit, se uitau, toți ne uitam admirativ. Acum, în zilele noastre, dacă l-ar regea vreo 3 desculți pe stradă, lumea, ce ar spune? A luat o razna. Da, bine, noi ne ghidam atunci după niște concepte vechi, după Hagakure, după Bushido, pe care le încercam chiar să le respectăm. Deci, pentru noi conta și antrenamentul spiritual. La ora actuală, da, într-adevăr, este mai greu să faci chestia asta. Echipamentele se găsesc peste tot. Un începător poate beneficia de echipamentele unui campion fără probleme. Îmi amintesc așa un mic episod. Mă antrenam cu Traian pentru campionatele naționale în 87. Și ca să cruțăm, aveam niște mănuși pe care trebuia să le folosim în competiții, care erau obligatorii. Ca să le cruțăm, noi ne antrenam cu prosoape legate. Acum, dacă povestește la ora actuală copiilor, se uită așa, zice, na, bun, ok, eu știu. Dar fără sacrificiile acelea, performanță nu s-ar fi putut face. Da, mă gândesc că tot timpul, dacă vrei ca să faci o performanță, trebuie ca să faci niște sacrificii și antrenamentul dur te călește și pe plan spiritual, pe plan fizic, clar, și asta te duce spre victorie. Mă gândesc că dacă ai absolut totul pe tavă, nu e chiar un mediu adecvat unui viitor campion sau cuiva care dorește cu adevărat să realizeze ceva în domeniul respectiv. Să ajungem și la Sergiu. Sergiu, cum erau vremurile, începuturile? Bine, pentru mine, eu fiind fratele mai mic și protejat întotdeauna, bineînțeles că atunci când eram foarte mic, fratele meu Luigi încerca să mă aducă la sală. Hai să facem antrenament, vină cu mine că ți arăt. Mă gândeam că nu-mi trebuie, eram și un tip foarte pacifist și acum sunt de altfel, dar mi-am schimbat mentalitatea puțin între timp. Și la început nu am vrut, mă gândeam că nu au la ce să-mi folosească. Ușor crescând, văzându-l pe el, văzând ce exerciții face, văzând cum se dezvoltă. Prin toamna anului 1988 am început cu niște prieteni, bineînțeles sub influența filmelor, video și a impresiilor pe care le schimbam între noi, am început să facem un fel de antrenament între noi așa,
prin parcuri, prin, ne ascundeam prin diferite locuri așa și făceam ceea ce credeam noi că e un antrenament de karate. Și după care, în vara anului 1989, în sfârșit, rugându-l pe fratele meu, am reușit să ajung la sală și am început antrenamentele cu adevărat. Revoluția a venit foarte repede, am prins și eu vremurile de care pomenea dânsul mai înainte. Mi s-a întâmplat și mie să sar de vreo două ori pe sub calorifere pe la sala de la Hurmuzache, să ne ascundem când apărea cineva. Era interesant să crease și o aură așa, nu știu, ca o chestie ezoterică. Eram priviți cumva și admirativ, dar și ciudat. Lumea nu prea știa ce înseamnă. Mulți confundau artele marțiale pur și simplu cu bătaia. Cu bătaia, efectiv. Dar noi am crezut întotdeauna în ceea ce facem și ulterior a venit Revoluția, s-a deschis totul, am putut să practicăm fără probleme și am continuat sub îndrumarea fratelui meu până în 1994, când am plecat cu școala, ca tot omul, să încerc să realizez și pe planul ăsta ceva în viață. Profesional. Nu m-am oprit, bineînțeles. În Iași am continuat să mă antrenez la dojo-ul lui sensei Costela Dăscăliței și acolo am și susținut la Iași în 1997 examenul de centură neagră un dan cu regretatul sensei Dan Stuparu, care a plecat dintre noi cu nu mult timp în urmă. Un an jumătate. Și după care am început și serviciul, bineînțeles, devine mai greu cu cât înaintezi și în vârstă și apar alte priorități, alte preocupări, familie, dar nu știu, întotdeauna am simțit pornirea asta și am încercat să mențin steagul sus, așa ca să spun, și până în prezent am reușit să continui practica artelor marțiale. În anul 2000 m-am întâlnit cu profesorul meu, Shihan Cristian Ozon, din București, eu fiind la vremea respectivă cu serviciu acolo, și cu dumnealui am început să practic sabie japoneză, kendo, yaido și ninjutsu. Înțeles. Ați spus că v-a antrenat fratele dumneavoastră. Era sever? Era diferit cu dumneavoastră față de ceilalți? Nu, niciodată. Nu? Făcea niciodată diferențe? Cât era de era protector? Astru? Da. Cât era de protector în planul personal și în viața de familie, în sală nu exista nicio diferență. Existau aceleași pedepse dacă greșeam. Nu era absolut nicio diferență între mine și un practicant obișnuit. A spus centura neagră un dan. Pentru obținerea ei se dă un examen sever. Deci știu că atunci au fost vreo 7 sau 8 candidați, numai singur ai fost tu, Sergiu? Da, într-adevăr e un punct, cum să zic, e o mândrie pentru mine. Nu mai rețin exact, cred că 7 sau 8 candidați au fost. În acel moment, într-adevăr, am fost singurul care a reușit să treacă examenul și am fost foarte fericit. Și practic mi-aduc aminte o vorba lui sensei Dan Stuparu pe care ne-a spus-o atunci, că am ajuns la, s-a adresat și mie indirect, am ajuns la centura neagră un dan, acesta este un nivel sau poate pentru unii un titlu, dar practic așa ne-a zis, să știți că de aici încep artele marțiale, de aici începe zborul. La momentul respectiv mi se părea că am apucat pe Dumnezeu de un picior, dar după aceea l-am înțeles. Un practicant al artelor marțiale lovește sau evită în relația cu ceilalți? Luigi. Deci, vă referiți pe stradă? Pe stradă. Omul, să spunem așa, prin construcție, este un animal care își apără teritoriul, un animal agresiv. Normal, bineînțeles că învățăturile, Bushido, toate conclud, deci toate duc la pacifismul care trebuie să le emane un luptător de arte marțiale, lucru care încerc să-i învăț și eu pe băieții mei.
totdeauna. Bineînțeles, în cazul în care unele situații nu pot fi evitate sau ai putea salva integritatea corporală sau chiar viața cuiva, atunci bineînțeles că trebuie să faci uz de chestiile astea. Asta. Pentru că este o chestie normală. I se întâmplă ceva aproape lui tău, pe stradă sau ceva, atunci trebuie să intervii. În cazul de forță majoră. Da, nu pot că eu nu sunt agresiv, știți? Nu. Nu, bineînțeles. Dar asta, bineînțeles, structurat la nivelul, la cazul unei forțe majore. Deci nu, bineînțeles, să fie un obicei chestia asta. Am spus un singur spirit. Doi frați, un singur spirit. Ce vă călăuzește? Care sunt sentimentele? Ce transmiteți prin practicarea artelor marțiale? În primul rând, mă gândesc că cel mai bun lucru pe care îl poți face este să fii perseverent. E disciplina, perseverența. Fiecare vârstă cu etapele ei, clar. La 20 de ani eram extrem de iute. La 30, un tot unitar. După aia încep să scadă unele calități, dar perseverența îți duce mai departe. Asta e ceea care te ține mai departe. Disciplina, spiritul, da? Și aș putea spune și la ora actuală, fac de multe ori seminarii internaționale cu diferiți maestri renumiți în toată lumea, Midori, Howard Collins, foarte multe nume care sunt Brian Fitkin, senseiul lui Dolph Lundgren, pe care l-am cunoscut și pe dumnealui, am făcut antrenamente împreună și aș putea spune că majoritatea, datorită disciplinei, datorită spiritului Bushido, spiritului unui luptător, la niște vârste înaintate, se mișcă extrem de agil, iute, calitățile corporale nu au lăsat aproape cu nimic prea mai jos. Iar baza, fundația s-a făcut în primii ani ai activității noastre. Bineînțeles, bineînțeles, bineînțeles. Trebuie să crezi în disciplina pe care o practici, este indiferent în care. Mulți spun, băi, stilul ăsta sau stilul ăsta sau stilul ăsta. Eu aș spune altceva, deci disciplina, artele marțiale sunt un domeniu extrem de vast. Nu ai putea să-ți dai o părere despre un stil sau despre alt stil dacă nu-l practici. Ceea ce este imposibil. Sunt cât 5.000, 6.000 de stiluri cam în genul ăsta. Școli. În totalitate. Toate. Deci în privința asta aș spune că e bine să-ți respecti linia pe care ai luat-o, care ai ales să o practici și bineînțeles să mergi mai departe. Perseverența. Spiritul este mai greu de lucrat decât trupul? Cel mai mult. Cel mai greu. Trupul e ușor de lucrat. Durează și un timp relativ scurt. Spiritul este cel care pătrunde, care te duce, care îți arată, este ceva deosebit, mergi mai departe. Deci nu te limitezi, băi, ce frumos arăt, gata. S-a terminat. Nu, nu. Deci și în interiorul care este mai frumos. Asta este mult, este mult mai interesant, aș spune. Pentru că spiritul te duce spre noi culmi. El vrea mai mult tot timpul. Este și natura noastră umană. Da. Vreau să adaug ceva, eu este, nu știu, poate un pic hazlie, dar întotdeauna când am participat și particip încă la stagii de pregătire organizate de profesorul meu, la alte stagii, în general practicanții mai vechi, în pauze sau după ce se încheie antrenamentul, ne retragem undeva la discuții, ne cunoaștem cu cei pe care noi cunoaștem. Aproape invariabil ajungem să discutăm chestii spirituale. Adică după o practică îndelungată, și mi-am dat seama atunci că după o practică îndelungată ajungi să vrei de la tine mai mult din punct de vedere spiritual. Să te autodepășești. Vrei să te depășești, vrei să fii mai bun, vrei să ajungi undeva mai departe, să vezi mai departe, să depășești puțin condiția, pentru că în fond artele marțiale asta fac și aici lucrează, în fondul persoanei, încearcă să te ducă mai departe, dacă le practici constant și, cum spunea și fratele meu, cu perseverență, asta se întâmplă. Sergio a spus centura neagră un dan, sensei Tanaka. Deci eu dețin în karate Kyokushinkai, în full contact, centura neagră 3 de ani. Am obținut examenul acum 2 ani în urmă cu Shihan Ishihara, antrenorul lotului național al Japoniei.
a fost un examen foarte greu, partea teoretică, ca să spunem, partea tehnică a durat în prima zi 4 ore, cu vreo 2 minute de pauză. După aia am obținut aprobarea să fac partea de luptă, partea de comite, care a avut loc a doua zi, deci ziua următoare. Am avut de trecut 50 de lupte cu adversari proaspeți, ca să spunem așa. O luptă durează 2 minute, ai jumătate de minut pauză. Este tradițional stilul Kyokushin, deci un stil de full contact. Trebuie să câștigi mai mult de jumătate din cele 50. Eu am câștigat 36. Deci antrenamentele pentru a obține aceste victorii sunt grele, da, sunt dificile? Da, grele, sunt epuizante, dar sunt foarte frumoase. Deci mă gândesc că asta face și creează frumusețea artelor marțiale. Deci, și cum numele o spune, sunt arte de luptă. Deci trebuie să lupți. Trebuie ca să ai rodajul și trebuie să ajungi la un nivel ca să poți, bineînțeles, să încerci și să faci performanțele respective. Că vorbim de frumusețea antrenamentelor, în minutele ce urmează, din regie, vă rog frumos un antrenament al celor doi samurai. Și alături de ei mai sunt încă doi invitați surpriză. Urmăriți și o să vedeți despre ce este vorba. După filmuleț, pauză de publicitate și revenim cu sensei Luigi George Coramă și sensei Sergiu Coramă.
Am revenit în studio, alături de noi, o legendă, sensei Luigi George Coramă, alături de Sergio Coramă, sensei. Vorbeam de o tripletă, Lucu Lohaza, Traian Preaban, Luigi Coramă, momente. Deci, mai existau mai mulți. Cu Lucu Lohaza, cu Florin Rădăcină am început împreună să practicăm arte marțiale. Chiar perioada de start, de început, pionieratul. Între timp au mai venit, s-au alăturat Traian Breaban, venise din Timișoara, de la un club foarte bine pregătit, Nelu Ionesi, foarte bun. L-aș menționa pe Nelu pentru o tehnică superbă care a avut-o. Eu, de altfel, și fost campion național în 92, dacă nu mă înșel. Îl rog să mă scuze dacă greșesc anul, dar cred că a fost 92. A ieșit campion național de kata. Deci ar spune chiar primul campion național al Rădăuțului de kata, de formă, a fost Nelu Ionesi, un foarte bun practicant, foarte bun chiar. Noi eram orientați mult pe luptă. Da. Fete erau care practicau atunci? La vremea respectivă era puțin cam ciudat privit chestia asta. Nu eram în gândire că era atât de evoluați, ca să spunem, în general, oamenii, ca să spunem, asta ar fi și... Dar după anii 90 au început să vină și fetițele la sală, da. Copile... Era Loredana Anton, mi-aduc eu aminte, da. Ele la Dugneanu, care da, veneau, da, cuchetau, da, fetițele. Anton era, da, Costea... Da, să nu uităm, da, de Rodica Ionese, care cred că e cea mai veche practicantă. Așa. Și foarte talentată, Rodica. Doctor, doamna doctor. Așa, doamna doctor, da, de la, da, Flătăuții. Da, vechi, da, doamna, da, doctor de familie. Da, foarte, foarte talentată, ca un băiat era. Deci avea foarte bune aptitudini, s-a antrenat foarte dur, nu se plângea niciodată, o voință extremă. Chiar cred că i-ar fi fost super, super. Voința aceasta, care nu reznuți niciodată, te-ar ajuta și dincolo de activitatea sportivă în viața de zi cu zi, în domeniul respectiv? Absolut. Sergiu? Bineînțeles, întotdeauna perseverența, disciplina, voința, până la urmă, te ajută în viață, te ajută să-ți atingi obiectivele, te ajută să răzbești, să treci prin anumite situații și, așa cum știm, viața ne rezervă multe surprize. Și, până la urmă, artele marțiale nu înseamnă doar niște tehnici adunate sau să te miști, să te simți bine o anumită perioadă de timp la antrenament, după care pleci și ai uitat ce ai făcut. Este normal că, în timp, ți intră în sânge practica artelor marțiale și ajungi să aplici principiile pe care le înveți în sală, în sala de antrenament, le aplici și în viață și... Care sunt acele principii? Să le transmite și telespectatorilor Cromtel. Deci primul ar fi never give up. Nu renunța niciodată. Orice egal, egal în ce domeniu, egal, da, în ce măsură. Nicio problemă. Așa cum spune deviza școlii din care fac parte și pe care o practic în momentul de față, Ryo Gen Ryu Hei Ho Bugei, deviza sună așa: Ishoken Mei Monogoto Surukoto, în limba japoneză. Nu are o traducere mot-a-mo. Înseamnă să faci întotdeauna tot posibilul, să faci eforturi disperate ca să realizezi ce ți-ai propus. Și asta plecând pur și simplu, dacă, să zicem, odată te simți slăbit sau te simți mai rău, dar totuși mergi la antrenament și ții neapărat să faci antrenamentul ăla și faci tot posibilul, și plecând de aici, extrapolând puțin, putem să mergem mai departe și realizăm că învățământul ăsta, această deviză, de fapt, e mai profundă și se aplică practic în orice domeniu a vieții. Ați spus de școala dumneavoastră pe care acum o practicați, de karate, de arte marțiale? Da, școala care este îndrumată, condusă de profesorul meu și Han Cristian Ozon, pe care îl salut cu această ocazie, nu știu dacă o să urmărească, pentru că emisiunea. Se urmărește și pe Cromtel TV, pe, da, pagina de Facebook. Spuneam, școala înglobează mai multe tehnici, mai multe secțiuni, ca să spun așa. Este vorba de partea de sabie japoneză, este vorba de secțiunea sau partea de ninpo, ninjutsu, care este arta marțială practicată de luptătorii ninja, despre care am auzit toți și am citit, sunt suficiente materiale și pe internet acum și peste tot.
Bineînțeles, este vorba de învățarea mânuirii diverselor arme tradiționale, plecând de la bastonul lung Bo, 1,86 m, până la Hambo, care este de aproximativ 1 m lungime, suliță, naghinata, care este acel baston cu o lamă de sabie în capăt, care era folosită foarte mult de samurai pe câmpul de luptă, arc cu săgeți și așa mai departe. Deci înglobează mai multe secțiuni. Ce avem aici pe masă? Aici pe masă este o sabie de antrenament, Yaito se numește. Este o sabie folosită în antrenamentul de Iaido. Iaido e, presupune o învățare a unor tehnici de scoatere foarte rapidă a sabiei din teacă, de efectuarea unor tăieri, scuturarea sabiei și introducerea foarte rapidă în teacă. Acesta fiind, de fapt, momentul în care mă pregătesc pentru un nou atac sau pentru o apărare. De altfel, Iaido este o tehnică foarte evoluată, a apărut ceva mai târziu. Primele tehnici se refereau doar la duelul cu sabia și acesta este Kendo, Kenjutsu. Ulterior, luptătorii, samuraii, dezvoltând acest stil de luptă în care se foloseau foarte mult și de teacă pentru a-și învinge adversarul. Sabia, după cum spuneam, nu taie. Este folosită în antrenamentul de Iaido. Ce să vă zic? Pentru protejarea. Se învață, practic, tehnici de apărare, atac și este o practică ce presupune foarte mult echilibru, atât fizic cât și în plan spiritual. Să știți că mi s-a întâmplat să încep un antrenament mai tulburat sau gândindu-mă involuntar la anumite probleme, dar invariabil sfârșești prin a te concentra în totalitate la ceea ce faci. Nu știu, are sabia, are calitatea asta de a te, de a te aduce în lumea artelor marțiale și de a te ține acolo. A spus sensei că sunt o mulțime de stiluri de arte marțiale. A simțit atras vreodată de stilul practicat de către fratele dumneavoastră? Ați încercat? În principiu, eu mi-am păstrat linia pe care am îmbrățișat-o la început. Eu sunt atras de lupta cu mâinile goale, practic asta însemnează karate-do. Full contact, am luptat foarte mult, am obținut titluri importante și în Thai boxing și în kickboxing pe plan internațional. Să le enumerăm, să nu trecem așa repede. Deci aș vrea ca să spun prima dată, primul meu la juniorat, eram eu cu Florin Rădăcină, am ieșit campion național în 86, la Arad, în sala polivalentă. Asta a fost primul titlu pe care nu-l uit nimeni niciodată, care îl obține și... După aia, după anii 90, s-a legiferat. Practica artelor marțiale a existat, s-a... Există Federația Română de Arte Marțiale la început, acum nu mai știu, nu mai sunt la curent, fiind plecat de atâta timp, cum se cheamă, sau am înțeles că s-au despărțit în mai multe ramuri și așa, dar la vremea respectivă exista o singură federație cu disciplinele aferente, kickboxing sau sabie sau la vremea respectivă, după Revoluție. După Revoluție, după aia am făcut parte 7 ani de zile din Liga Brașov, am fost legitimat la Liga Brașov, unde era sensei Dan Stuparu și sensei Adrian Popescu. Cum a spus Sergiu, regretatul Dan Stuparu este, a decedat circa acum un an și jumătate în urmă, un om deosebit. Și acolo am participat la unele concursuri internaționale, de menționat ar fi în anul 1990 la Balcaniadă pe echipa în locul 3. În 1992 am participat suplimentar, am luptat pentru un club din străinătate și am obținut titlul de vicecampion european în karate full contact. Deci în 92, ca să spunem așa, a fost primul meu titlu mai de anvergură pe plan internațional, deci medalii de argint la campionatele europene de karate full contact desfășurate în Stuttgart, în Germania. Mai apoi am
după aia am pregătit, ca să spunem, o echipă formată, actualul antrenor a Bucovinei Fitness Center, Daniel Ungureanu, Ion Luța, Daniel Sterdenciuc, Cezar Moțoc, ăștia ar fi fost așa mai principali, Marius Vlădean, care au luptat foarte fain, au obținut titluri majore, aș menționa 96 titluri de campion național, ne-am întors toți cu medalii de aur din București, am fost invitat și la un reportaj efectuat pe vremea respectivă de Mircea Badea și Teo. Teo. Da, erau împreună atunci. Și, momente frumoase? Da, foarte frumoase, sigur că da. Erau foarte, într-adevăr, momente frumoase. Apoi ne-am, ca să spunem așa, fiecare a luat-o pe drumul lui. Eu am plecat și eu la rândul meu, Nelu, am înțeles că e prin Marea Britanie, Dani a rămas aici, cu freile în mână, ca să spun așa, care le ține foarte bine. Îl felicit. Păstrați legătura? Foarte mult, ne antrenăm împreună, în continuu. Sigur că da. Deci este un respect și o relație. Sigur, da, asta ne-a sudat extrem de tare relația noastră și de prietenie, ca să zic așa. Între timp a devenit și el un tip extrem de rodat, foarte bun, aș spune. L-aș recomanda cu căldură celor ce vor să practice în continuare, pe varianta de full contact, bineînțeles. Deci garantați. Da. O legendă, da, garantează pentru da, Dani. Da, da. Și bineînțeles că... Dar pentru fratele dumneavoastră garantați? Absolut. Asta bineînțeles că nici nu se mai pune problema. Sigur. Pentru că ați început la... Unde ați început dumneavoastră activitatea ca și antrenor acum? Parțial în București, alături de profesorul meu, în principal la grupele de copii, dar și la adulți. Și după ce am revenit în Rădăuț cu serviciu și am venit practic acasă, la sugestia și tot sub îndrumarea profesorului meu, am fondat un club, o grupă de copii, am avut și o grupă de adulți inițial, dar se pare că, nu știu, probabil copiii sunt mai entuziaști și mai consecvenți decât adulții, pentru că actualmente m-am axat foarte mult pe antrenamentul cu copiii, întrucât adulții la un moment dat încet, încet, câte unul, câte doi n-au mai venit. Poate n-au avut acea bază, acea fundație de mici, acea disciplină. Posibil, dar nu știu, mă feresc să fac supoziții, nu pot să judec pe nimeni. De altfel am avut la un moment dat trei băieți de liceu foarte buni. Ulterior, unul a plecat în Anglia, altul în Germania, celălalt a plecat la facultate. Andrei Bălici, care luptă acum în Galia. Andrei Bălici, da, a făcut parte din grupa mea de copii, de altfel, micuț fiind, micuț, era încă un copil. Am observat că are capacități care îl pot canaliza spre partea asta de arte marțiale de contact. I-am și spus lucrul ăsta, probabil nu și-a dat seama sau n-a înțeles de la început ce i-am spus, ce i-am sugerat eu, pentru că, de exemplu, deși programa noastră de antrenament la ninjutsu, de exemplu, implică o anumită categorie de tehnici, la sală cu copiii, din când în când exersăm și tehnici specifice artelor marțiale de contact, kickboxing, kyokushinkai, pentru că eu așa gândesc că este bine să cunoască. Nu aceasta este baza, dar e bine să cunoască și astfel de tehnici. Și exersând unii cu alții, am observat pentru început că Andrei are niște lovituri foarte bine plasate și puternice. Și atunci l-am chemat deoparte și i-am indicat să lucreze cu mine, să mă lovească. Și am văzut că, într-adevăr, înțelegea foarte bine principiile și le aplica foarte bine. Și în timp a început să se antreneze și cu sensei Dani Ungureanu, pe care îl știu foarte bine și îl salut și pe el cu ocazia asta. Și Sherban Kotos, un alt sportiv care acum este campion la not și care tot timpul o recunoaște, da, pentru că
Concentrarea îl ajută foarte mult la concentrare, da. Înainte de starturi. A fost elevul meu, da, și tot timpul mă întâlnesc cu tatăl lui sau când mă mai întâlnesc și cu el. Florin Cotos. Da, tot timpul îmi spune, întotdeauna mă ajută sau când îmi povestește tatăl lui, întotdeauna îi spune tatălui său că cât de mult îl ajută concentrarea și cât de mult l-au ajutat în formarea lui ca sportiv artele marțiale. De altfel, el a avut un regret că n-a putut continua, fiindcă a trebuit, în timp chiar s-a mutat la Suceava. La Suceava, zici, și acum. O vreme a dus, ca să spun așa, la dublu. Făcea antrenament și la mine la sală, mergea și la not și se observa, pentru un copil era cam mult. Și treptat, până la urmă a ales ceea ce simte el că îi se potrivește cel mai bine, dar mă bucur foarte mult că n-a uitat de perioada lui de formare și întotdeauna își aduce aminte cu plăcere. Sunteți practicanța ai artelor marțiale, cred că destinul face așa, pentru că scria undeva pe o pagină de Facebook la Luigi The World Master. Eu zic că el este numai The Master, pentru că The World Master cred că este Gheorghe Coramă, nu practicant al artelor marțiale, ci un exponent de bază al artelor plastice, tatăl vostru. Credeți că este o legătură? Păi, aș dori, ca să încep să deschid subiectul pe care dumneavoastră mi l-ați oferit și vă mulțumesc pentru memoria tatălui. În primul rând, mulți mă întreabă, băi, ai un idol, ai avut un idol, un Chuck Norris, Jean-Claude și așa mai departe. Zic, domnule, idolul meu a fost taică-mea. Pentru că de el am învățat hotărârea și perseverența. Cred că asta contează. Ceea ce fiecare, unul croșetează, altul cântă la acordeon, altul face arte marțiale, dar îți trebuie pentru fiecare direcție o perseverență, o anumită perseverență, o dăruire, pe care asta de la tata am învățat-o. Da, așa este. Da, într-adevăr, tata ne-a crescut și ne-a format într-un anumit spirit, într-un anumit fel și alături de mama, e clar, eu consider că îi datorez tot ceea ce sunt acum, ce am devenit, și mă gândesc așa, sper că ar fi fost mândru de mine și nu pot decât să-i mulțumesc, pentru că, într-adevăr, ne-a învățat niște principii de viață, ne-a călăuzit când a fost nevoie și a fost lângă noi și ne-a susținut toate demersurile și activitățile pe care am vrut să le desfășurăm. Am spus la început, individual sunt deosebiți, împreună sunt unici, o singură inimă. M-am întâlnit cu Sergiu chiar în ziua în care a venit Luigi acasă, plecat de la serviciu, unde merg repede că a venit fratele meu acasă, dar spunea cu așa o dragoste, cu o senzație de bine, o mândrie reciprocă. Da, da, suntem uniți, am fost totdeauna. Am încercat tot timpul să ne punem de comun acord în ceea ce privește hotărârile familiale și nu numai, chiar în viață ai probleme, ai necazuri, ai hopuri peste care trebuiește să treci și zic eu că împreună este mult mai ușor să faci chestia asta decât de unul singur. Așa este, dacă ai pe cine să te bazezi. Bineînțeles, deci ăsta micu, cum îi spun eu totdeauna, părerea mea este că este un caracter deosebit și mă mândresc cu chestia asta, da, sigur. Am colaborat și eu cu el, la Bogdan Vodă. Viitorul sună bine, mă refer la urmași. Da, sper și cred cu tărie în chestia asta. Cred atât de mult încât am reușit să îi insuflu și băiatului meu, Ștefan, dragostea pentru arte marțiale. Este și el practicant la mine în sală, e mâna mea dreaptă actualmente. A crescut și el un pic și chiar mă bazez pe el, e foarte serios în ceea ce face și încerc pe cât posibil să-i dau tot ce e mai bun, să poată să continue și să învețe în timp și el să persevereze și să își creeze premizele pentru a putea deveni mai bun în tot ceea ce face. Dojo Washi? Da, asta provine mai prin anii 90. Aveam un stil așa mai acrobatic de a lupta și Washi înseamnă japoneză vultur
Și ăștia m-au poreclit așa și a zis ca să dăm o numire simbolică dojo-ului pe care și la ora actuală. M-am schimbat conduc. Lângă Balcani, porecla în renume. Da, și am... La ora actuală, dojo-ul care l-am, am două dojo, unul în Germania, unul în Elveția, pe care le conduc la ora actuală și ambele sunt sub egida Dojo Vashi. Este clar, e o marcă. Marcă registrată. Da, 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 impropriu spus, dar așa este, într-adevăr. Deci Dojo Vashi înseamnă Dojo Vulturului. Am înțeles. În traducere japoneză. Dar aici, în Bucovina, o secție? Mă gândesc că Sergiu mă reprezintă foarte bine. Nu mi-am propus să fac eu personal o secție. Ar fi și destul de greu de condus datorită faptului că eu lipsesc mult de acasă, din Bucovina, și revin poate o dată pe an, câteva săptămâni, cel puțin 10 zile. Aș vrea ca să stau mai mult. Câteodată nu există posibilitatea asta prin prisma serviciului. Dar mă gândesc că Sergiu reprezintă foarte bine și ceea ce am transmis eu mai departe, mă refer la Dani, la Daniel Ungureanu, pe care el a dezvoltat ideea mai departe și a dezvoltat-o superb. Aș spune că are niște realizări excepțional de bune și cu elevii. Mă gândesc că nu mai este nevoie neapărat să mă implic. În momentul în care vin acasă, sunt invitat să mai fac câte un seminar sau ceva, lucru care îl fac cu plăcere, asta e clar. Dar să conduc personal un dojo în zona asta, mi-este cam imposibil la ora actuală. Unde îl găsim pe Sergiu, că spune lui Gică? Unde îl găsim? Adică unde să te găsească? Unde să te găsească? Putem spune locația, da, dar nu găsim, problemă. Da, dacă avem modele, da, noi ne antrenăm la sediul clubului lui Tigrila, în spatele grădiniței de la, din parcul statuiei, Bogdan Vodă. Ne găsim acolo de ceva vreme. Inițial, așa cum ați spus, am colaborat, fiindcă m-ați găzduit inițial și mulțumesc foarte mult pentru că a fost, un ajutor neprețuit la vremea respectivă, când încercam să realizez ceva și n-a fost ușor. Este o locație unde am filmat și un antrenament, este o locație deosebită, da. Pe pereții sunt... Da, avem... bineînțeles că în orice sală de arte marțiale locul de onoare sau camiza, cum se numește, unde se află fotografii cu maestrii, cu profesorii, cu cei care ne-au îndrumat, am și câteva caligrafii acolo care sunt semnificative sau au o semnificație deosebită pentru mine, pentru noi ca sală. Clubul se numește Shin Shin Dojo, este numele ales de profesorul meu și Han Ozon Cristian. În momentul în care am plecat din București, m-am mutat la Rădăuț, l-am rugat, în ipoteza în care urma să deschid o grupă, o grupare de arte marțiale, să îmi aleagă un nume. Și în momentul acela m-a întrebat, zice, da, tu la ce te-ai gândit? Așa, cum ai vedea tu numele sălii tale? Și m-a surprins puțin, nu mă gândisem niciodată intens la problema asta, i-am zis, sensei, mie îmi place foarte mult în domeniul ăsta al artelor marțiale, noțiunea de kokoro, kokoro care înseamnă spirit, inimă, și atunci a zis, bine, o să mă gândesc și o să spun. Și după ce am venit acasă, în cursul unei discuții telefonice pe care am avut-o cu dumnealui, mi-a zis, zice, să știi că m-am gândit și o să se numească sala ta Shin Shin Dojo. Shin Shin Dojo, sunt două ideograme Shin alăturate, dar sunt scrise diferit și au semnificație diferită, lucru specific limbii japoneze. Shin Shin Dojo, una înseamnă adevărat, celălalt Shin înseamnă spirit. Deci dojo, adică loc de antrenament, sală de antrenament al adevăratului spirit al artelor marțiale. Și două întrebări fulgeri, că timpul ne presează. Ce alte sporturi practicați? În principiu, vă referiți la maratonul pe care l-am efectuat. Așa. Acum, da, la Skifond. Am participat la maratonul, la Cupa Mondială de Maraton în martie. Din 13.800 de participanți la proba mea, am ieșit pe locul 91. Never give up. Da, da, așa e. Ce sport, alt sport? Ați fost la concursuri acum, în cadrul Ministerului Administrației și Internelor, la? La tir sportiv.
Muzică, stil de muzică? No, heavy metal, country. Country? Clar. Rock, heavy metal. Proiect de viitor? Următorul titlu în poșetă de campion european. Când? Cum? Deci, până acum am 8 titluri de campion european, câștigătorul Cupei Mondiale din 2004, în kickboxing și în diferite, deci în full contact karate, în kickboxing, în thai-boxing. La ora actuală lupt mult în full contact karate, de circa 3 ani numai în branșa asta, pentru că îmi place foarte mult. Și anul trecut am obținut al 8-lea titlu de campion european. Mă gândesc că anul ăsta, în ciuda vârstei, mai merge să-l mai iau o dată. Încerc, ce opțiune. În ciuda vârstei, cameramanul nostru, Bogdan, a filmat filmulețul de antrenament și este un bărbat puternic. A lovit numai la jumătate din capacitate sensei Luigi și îl doare cotul și acum de 2 zile. Sergiu, rezultate? Rezultate, nu cu mult timp în urmă am obținut sau am trecut examenul pentru nivelul Chuden, este nivelul de mijloc superior al școlii de sabie pe care o practic și am început pregătirea cu profesorul meu pentru nivelul Okuden, care ar fi spre final, adică urmează să învăț tehnicile mai speciale din școala de sabie. Bineînțeles, vreau să merg înainte cu grupa de copii, vreau să-i duc și pe ei mai departe și să vedem ce ne mai rezervă viitorul. Sensei Tanaka? Denumirea Tanaka? Asta a fost așa, ca să spunem, dată de, în urma filmelor din anii, sfârșitul anilor 89-90, când apărea Master Tanaka în film și așa. Au fost dată de, cred că, dacă mă gândesc bine, cred că Cornel, băiatul lui Ștefan, m-a etichetat cu denumirea care mi-a rămas și în ziua de astăzi. Chiar și în străinătate, sunt denumit așa de mulți. Aici am vrut să ajung, dar fără să-mi dau seama, pentru ca să fiu împlinit din toate punctele de vedere, alături de frații Coram, am să încerc să-i aduc în emisiune și pe alți 3 artiști, 3 gladiatori, frații Rusu. Sunt Radu Munteanu și alături de cei 2 sensei vă spun, descoperiți-vă spiritul sportiv.